Mulți vorbesc, puțin rimează. Doar cei mai buni improvizează. Haide acum să fim un pic mai liberi și să facem un 4 cu 4 fără nicio temă impusă. Acum direct vă duceți la jugulară, mușcați din adversar. 3, 2, 1, bagă! Intru primul, îți are filmul, pierzi ritmul. Din păcate nu te mai suporti nici tu, nici fitul. Sau fita, scuze-mă dacă am greșit, dar din momentul ăsta o să te lovesc rapid. Ai grijă cum vorbești, fiindcă nu e adevărat. În Freestyle Family, tu ești verișorul retardat. Fratelor și sincer, nu te prea bagă nimeni în seamă. Vin și ești legumă, te bag eu rapid în seamă. Am multă energie și mai multă adrenalină, dar tu când te miști pe scenă, afetamină, băiatul meu, îți mai trebuie încă ceva să ai energia mea, că altcumva nu se poți da. Degeaba stai și te umfli ca orezul. Flow-ul tău e să sari pe scenă ca titirezul. Vin la microfon și poți să vin să stai crezul din prima, frate, fiindcă n-ai versul. Pare atât de expandat, dar ce ai în cap, băiat? Din păcate nu suntem mai aici, doar la bulversat. Pune și tu rima pe can ca să mă faci mai riscant. În jocul meu în care mă bag trebuie să te ard. Mă bag atât de bine, frate, și nu rămân distant. Vin, poți să te fac chiar instant pe revers. Legenda spune că ești sărac și n-ai nimic îmbrăcat sub panoracul larg. A, încă vrei să mai par super fantastic? Cu piciorul de plastic eu te tind ca un elastic. E drastic, nu pentru capul tău. Îți zic eu ce bine ca să nu iei pe drumul cel mai rău. A. Cel mai rău drum? Exact ca Lucy. În loc să scrie Stussy, mai bine Pussy pe capul tău, adică pe șapcă rău. Fiindcă vin pe la microfon și te bat iar cu atâta flow. A, încă ești tu nimeni, nu te știe toți pe stradă. Încă ești numai așa, numai la paradă. Opa, am venit în capul tău ca o grenadă. A bubuit-o și toată lumea trebuie să vadă. Ca o grenadă care nu arunci cheița, adică stă acolo la siguranță, frate. Și s-a întâmplat toată treaba mult mai devreme. Știam că o să câștig și nici nu mi-am făcut teme. Nu, no, dar e o grămadă de probleme. De când veneam cu ecuații, freestyle tu făceai scheme. Erai pe la maternitate când băiatul tău băga, tu te apucai de facultate. Mă apucam de facultate ca să văd cum să-ți dau și flow și cum să vii să-ți ară chiar sâmbătă cum se face, frate, în loc fiindcă poți să vii rapid să le dai și tu nu mă poți face fiindcă forța aia de Jedi. Toți pe să stopi. Aolo, runda a doua. Mă doare splina de la cât am alergat cu acești doi MC, Motanu și Breloc. Cine o să ia premiu? Cine o să-l ducă acasă?